Pentru al patrulea an consecutiv, Federația Română de Tenis a ales ca desfășurarea unei competiții de nivel național să aibă loc pe baza de tenis a Asociației Club Sportiv Sense din Roman. Este vorba despre Mastersul Național pentru Seniori plus 35. Alegerea federației este justificată prin calitatea bazei sportive, care asigură 3 terenuri de tenis cu zgură, acoperite și încălzite. Mă bucur că avem o participare destul de bună la toate categoriile, deci sunt la 35 până la plus 70, sunt 10 categorii, 2 de fete și 8 de băieți și tablourile sunt aproape complete cu jucători care sunt chiar primii clasați din țară. Competiția a început miercuri 30 octombrie și se încheie duminică 3 noiembrie. Se joacă în sistemul fiecare cu fiecare, bineînțeles pe categorii și genuri, 2 seturi din 3 cu super tiebreak la set. Că federația ne-a asigurat doar mingi, noi Clubul Sens facem premierea cu plachete, diplome, medalii. Intrarea pentru Romașcan este liberă, cine dorește să vadă meciuri poate să acceseze site-ul Federației Române de Tenis și vede programul pe site, deci este, accesează competiții, vede unde e Mastersul, accesează Mastersul și vede programul zilei în fiecare zi, deci se pune programul seara. Da. Invit romașcanii să vină să vadă, sunt jucători foarte buni, foști profesioniști, chiar mă bucur că am jucat astăzi cu un profesionist, era de generația lui Segărceanu și m-am bucurat atât de mult că am făcut un meci cu un profesionist care a jucat de mic copil și acum la 60 de ani aproape am jucat și eu cu dumnealui, este din Cluj și sunt foarte mulți foști jucători de tenis și au ce vedea dacă vin la baza noastră. Așadar, până duminică spre după amiază, puteți asista la niște meciuri de tenis frumoase și disputate pe viu la baza de tenis de lângă Smirodava.